programul lapte, corn și fructe nu a fost demarat în totalitate în școlile din Prahova. Asta pentru că la prima licitație nu s-au prezentat ofertanți pentru achiziția de lapte din cauza prețului mult prea mic stabilit la nivel național. Între timp, prețul laptelui a fost modificat de la 0,98 lei pentru 200 de grame la 1,1 lei pentru aceeași cantitate. Astfel, autoritățile județene au actualizat prețurile, iar licitația este în plină desfășurare. Dacă discutăm despre licitația pentru lapte, aceasta are termen 27 februarie. Din câte știu, la acest moment au fost depuse două oferte. Doar una dintre oferte a depus și duaie, deci încă nu știm pentru a doua. Mai avem timp până pe 27, când ar trebui, în mod normal, să avem câștigătorul și să intrăm și cu laptele în școli. În prezent, în școlile din Prahova se furnizează doar corn și măr. Dacă discutăm despre corn și de măr, ele, începând cu luna februarie, sunt deja distribuite în școli. În Prahova, numărul elevilor beneficiari în anul școlar 2022-2023 este de aproximativ 65.000. Sunt incluși în program și peste 150 de copii din Ucraina.